21 de copii din centrul maternal al municipiului Târgu Jiu vor vizita litoralul în această vară. Conducerea unității s-a gândit astfel să îi stimuleze pe cei mici să ia în serios școala. Cel mai important lucru este pentru mine și pentru colegii noștri că am reușit și în acest an să trimitem copiii din centru de zi la mare. De ce este cel mai important? Fiindcă în centru de zi sunt copii care provin din familii care se confruntă cu dificultăți materiale și financiare, care dacă nu i-am fi trimis noi la mare, probabil că nu ajungeau. Ne bucurăm de faptul că am stabilit o regulă ca plecarea la mare să fie determinată de comportamentul din unitatea noastră, dar și de comportamentul de la școală, și cred eu că condiționându-i de aceste chestiuni, de cum se comportă și în familie și cu mama, în așa fel încât să nu fie obrani, să asculte, să învețe, să fie și în rândul lumii și să nu facă prostii. Și ne bucurăm faptul că n-am avut probleme deosebite, să zicem pe X sau pe Y nu-l trimitem la mare. Și în aceste condiții am reușit să-i trimitem pe toți la mare. Copiii au plecat la mare împreună cu supraveghetori, asistenți sociali și psihologi cu experiență pentru 7 zile. Aceștia se simt extraordinar pe malul mării și au trimis chiar și fotografii. Însoțiți de 2 colegi de-ai noștri, un asistent social și un educator, sunt la mare. Copiii sunt bine, sunt sănătoși, au plecat pregătiți și am organizat în așa fel încât să nu fie niciun fel de problemă cu privire la cazarea și hrana lor pe litoral. În fiecare zi purtăm discuție, ne-au trimis și mesaje, ne-au trimis și poze, să vedem cum se distrează. O parte dintre copiii care frecventează centrul de zi din municipiu au avut în acest an ocazia să viziteze pentru prima dată marea. Provenind din familii cu o situație precară, acești copii nu și-ar fi permis nici măcar să viseze la o astfel de excursie.